Invit să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și vom citi din Evanghelia după Marcu, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 14. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care au dus un slăbănog purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: cum vorbește omul acesta astfel? Hulește, cine poate să ierte păcatele dacă numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănogului, păcatele sunt iertate, sau a zice, scoală-te, ridică sfatul și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică sfatul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Să ocupăm locurile. Duminica trecută am început subiectul acesta care se referă la slujirea creștină. Slujirea creștină, care ar trebui să fie de fapt stilul nostru de viață de fiecare zi, devine un lucru rar în viața noastră, o raritate, pentru că începem să credem că a sluji Domnului este să particip la un serviciu religios. Țin minte că la o predică într-o biserică undeva s-a supărat foarte tare pe mine un dirijor de cor, pentru că spuneam: este foarte greșit să credem că a sluji Domnului înseamnă numai să cântăm la cor. E fain, e superb, este un mod de a sluji Domnului, de a lăuda pe Domnul, dar dacă toată viața noastră creștină se reduce la a sufla într-o trâmbiță sau a da dintr-o baghetă, nu cred că societatea în care trăim noi, comunitatea, ar beneficia prea mult de lucrul acesta. S-a supărat rău pe mine și m-a apostrofat chiar public, și este una dintre amintirile neplăcute în urma predicilor mele. Sper să nu mi se întâmple din nou în seara asta. Dar vreau să vă spun că lumea are nevoie mai mult decât de cântările noastre, decât declarațiile noastre. În fața ușii unde vorbea Domnul Iisus Hristos, erau așa de mulți oameni care veniseră să asculte Evanghelia. Nu era nimic wrong să asculte Evanghelia. Dar s-ar putea ca să existe nevoi foarte mari în comunitatea în care suntem și oamenii să n-ajungă la Iisus Hristos din pricina noastră, iubiților ascultători, care aglomerăm și blocăm accesul oamenilor la Hristos. Nu știu ce s-ar întâmpla într-o biserică de a noastră, în timp ce eu predic, nu, să deschid într-o dată ușile și vin patru bărbați cu un slăbănoc și n-l aduc aici în față, nu? Mulți dintre noi ne-am supărat destul de rău pentru că ne-au deranjat programul, domnule, ne-au întrerupt predica. How in the world, nu? Cineva îndrăznește să ne întrerupe din serviciul nostru religios. Dar probabil că sunt nevoi mult mai mari decât a participa la o slujbă religioasă. Sunt nevoi reale a unor oameni bolnavi, a unor oameni în nevoi, care trebuie să ajungă la Iisus Hristos. De aceea este nevoie de curajul unor oameni care sparg acoperișurile. Și în seara asta v-aș invita să intrăm în părtășia acestor spărgători de acoperișuri. Haideți să ne uităm ce înseamnă un spărgător de acoperișuri, ce îl caracterizează pe acest spărgător de acoperișuri.
El știe că Iisus este aproape, este în oraș și îi cheamă pe prietenii ceilalți ai lui, patru bărbați, îl iau pe prietenul lor bolnav, care zace pe o rogojină, probabil îl iau de cele patru colțuri ale rogojinei și îl duc la Domnul Iisus Hristos. Ei, ca să ajung la Mântuitorul, dai de aglomerație, de iubiții ascultători, de cei care se îngrămădesc să audă ceva. Unii să audă ceva nou, să audă ceva ce nu mai auzit. Și oamenii aceștia nu se descurajează. Imaginați-vă că s-au fi întors spre prietenul lor și a spus: mă, băiete, ne pare foarte rău, noi am fost foarte bine intenționat, am vrut să te ducem la Iisus, dar nu se poate de ăștia, domnule. Uite ce aglomerație, lasă că încercăm mâine. Poate mâine nu o să fie așa de multe aglomerații, ne întorcem înapoi la casa unde zaci tu de atâția ani. Nu? Ăștia nu se dau bătuți. Noi am vrut, dar nu se poate, nu? Așa de repede cedăm când ne lovim de o mică piedică. Tragem concluzia că nu se poate. O să încercăm altă dată. Ei, spărgătorul de acoperișul nu cedează. El spune: bun, nu se poate pe ușa, o să încercăm prin acoperiș, dacă nu se poate pe ușa. Încercăm pe fereastră, dacă nu se poate pe fereastră, dăm acoperișul jos. Pentru că dragostea și credința întotdeauna găsesc soluții. Dacă noi iubim cu adevărat și credem cu adevărat în puterea Domnului Iisus Hristos, suntem gata întotdeauna să găsim o soluție, chiar dacă este ciudată, nu? Vreau să vă imaginați proprietarul acelei case, când vede dintr-o dată că ăștia sparg tavanul, domnule. Păi, întotdeauna o casă era un bun, probabil, de o viață, te-ai bucurat o viață întreagă de casa aceasta și să vină cineva să spargă și acoperișul, domnule, nu? Dacă vine ploaia, chemăm insurance-ul, nu? Sau poliția. Cine sunt acești spărgători de acoperișuri, domnule, să vină să ne spargă nouă acoperișul acum? Doamne Iisuse, de asta am avut noi nevoie acum. Prezența ta, uite cu ce ne-a lăsat, cu un acoperiș spart. Spărgătorii de acoperișuri au câteva caracteristici și aș vrea să le discutăm așa pe rând. Sunt oameni care nu se lasă biruiți de circumstanțe. Oameni care nu se lasă biruiți de circumstanțe. Este foarte deranjant, este costisitor să cere efort să-L aduci pe cineva la Hristos. Dar oamenii aceștia nu se dau bătuți când au de greutăți. Slujirea aceasta a omului care este în stare să găsească soluții și să spargă acoperișul nu este întotdeauna privită cu ochi buni. O să revenim la subiectul ăsta imediat. Oamenii aceștia nu își parchează existența, cum spunea cineva, în realizările de ieri și în eșecurile de azi. Ei privesc întotdeauna în viitor. Ei vor să schimbe situația care există acum și sunt determinați să ajungă la Domnul Iisus Hristos pe orice cale. Oamenii aceștia sunt gata să elimine orice barieră care este posibilă în calea lor spre Domnul Iisus Hristos. Cineva a spus că comunitățile sunt zidite de oameni care slujesc, dar comunitățile extraordinare, mari, sunt întotdeauna formate de spărgătorii de acoperișuri. Oameni care sunt în stare să spargă limitele, acoperișurile, să ridice mai sus de tavanul acela care este impus uneori de tradițiile în care noi ne aflăm. Cineva a dat această definiție a comunității. Comunitatea este un grup care posedă și implementează o consacrare irațională spre binele nemembrilor ei. Și asta este comunitatea creștină, aceasta este biserica. Este o comunitate, un grup de oameni care posedă și implementează o consacrare irațională spre binele nemembrilor ei. Din păcate, bisericile încep să devină comunități care trăiesc pentru binele membrilor ei și nu a nemembrilor noștri. Ei nu sunt membri la noi, nu ne interesează. Vrei ceva, te faci membru la noi.
vrei să te căsătorești, dacă nu ești membru la noi, nu te căsătorim și nu-ți dăm sala de nuntă. Nu ești membru la noi, ne pare foarte rău, nu te putem ajuta. Am fost șocat zilele trecute, nu vreau să discut cât de corect este, era omul acela, pentru că nu cred că era corect, n-avea o atitudine bună, dar era un român de-a nostru care era într-o altă țară și a sunat la o biserică de acolo să-i dea mâncare. Ce știu, fi fost flămând, dar nu-mi dau seama de ce. Și omul avea telefon, nu? Era cât pe ce să-i spun, măi, dacă ți-e foame, vinde telefonul și cumpără-ți de mâncare, nu? Și nu orice telefon, avea unul de ăsta deștept, pentru că umbla pe internet și a aflat imediat website-ul bisericii și am vizitat cândva biserica aceea și era numele meu și telefonul meu pe website-ul acelei biserici. M-a sunat să-l pârască acum pe pastor și pe biserica aceea că nu-i dau de mâncare când cere el. Era teribilă chestia asta. E bine, întotdeauna avem mari pretenții, dar nu ne încadrăm în comunitățile care ne pot ajuta. În același timp, nici noi nu îi ajutăm pe cei care nu aparțin comunității noastre. Biserica aceea a spus, domnule, nu ești membru la noi, nu-ți dăm de mâncare. Sorry, God bless you, și a pus telefonul în furcă. O comunitate adevărată creștină trăiește în spre binele nemembrilor ei. Cheltuiește mai mult pentru alții decât pentru sine. Știți că sunt niște bariere și uneori sunt niște bariere ridicole în calea slujirii noastre și ciudat, atât de fragile sunt aceste bariere. Știți că aproape fiecare dintre noi avem o, acum nu-i mai o cutie, că este un fel de tablou negru pe perete, așa, că s-a modernizat lumea, se cheamă televizor. Soțul și soția americană petrec de 4 ori mai mult timp în fața televizorului decât să vorbească unul cu celălalt. Mai e de mirare că există așa o rată a divorțurilor uriașă în America? Americanul în medie se uită 4 ore pe zi la televizor. Știți cât înseamnă asta? 8 ani din viață. 8 ani din viață el stă și se uită la tabloul ăla negru de pe perete. Ok? Și atunci când e vorba de slujire, nu? Ca să-ți duci pe bolnavul acela la Domnul, trebuie să lași, să închizi televizorul, domnule, nu? Să te scoli de pe fotoliu, să pleci de la aer condiționat la 111 sau cât au fost azi afară, 113, nu? Țin minte că eram la Timișoara și la fratele Codreanu, în biserică era o aglomerație extraordinar de mare și toată lumea, ca îngerii, dădeau din aripi în biserică. Și fratele Codreanu s-a ridicat la amvânt și spune, vă temeți de căldură? Ei, în iad e și mai cald. În iad e și mai cald, pocăiți-vă. În iad e și mai cald ca în Arizona. Ei, trebuie să te ridici de pe fotoliu, de la aer condiționat și să te duci, domnule, la bolnavul ăla, să-l duci la Hristos. Înseamnă să te deranjezi și să te împiedice nenorocitul acela de televizor. Gândiți-vă numai la lucrul ăsta. Cineva a spus că consacrarea noastră a vizionării televizorului este așa cum cei mai mulți avem astăzi și avem asemenea consacrare, este incompatibilă cu consacrarea majoră în viața comunitară. Este incompatibilă cu viața comunitară care ne cere comunitatea în care noi trăim. Nu venim pentru că e un program la televizor. Eram în România și cred că eram la Arad, aveam studiu biblice la tineret, într-o vineri seara, când era Dallas. Vă dați seama, era serialul Dallas.
Și era o bucurie extraordinară să vedem pe tinerii aceia care renunțau la Dallas și veneau la studiu biblic la biserică. Era ceva la biserică mai important decât serialul de la televizor. Multă slujire creștină se lovește de asemenea bariere, care absolut sunt caragioase. Slujirea altora cere credință și creativitate. Billy Graham a povestit întâmplarea asta de mai multe ori în predicile lui. Spune că o femeie oarbă, care avea vârsta de 80 de ani, s-a rugat într-o zi și a cerut Domnului, zăcea acasă singură tot timpul și s-a rugat Domnului să o ducă la el, că s-a săturat de viața asta. Și Domnul i-a spus, mai ai încă o lucrare mare de făcut. Doamne Iisuse, ce lucrare mai are o femeie oarbă, nu la 80 de ani, care zace tot timpul acasă? În câteva zile a primit o carte de telefon în literele acelea pentru orbi, în Braille. Știți ce a făcut femeia aceasta? A luat telefonul și a sunat în fiecare zi și a vestit Evanghelia cuiva. Când a murit la 89 de ani, spunea Billy Graham, femeia aceasta avea peste 3.000 de convertiți la Hristos. Nu? Dacă vrei să faci ceva pentru împărăția lui Dumnezeu, dacă vrei să fii activ, găsești metode, spargi acoperișuri, ieși afară din obișnuit, nu? Pentru un orice orb, obișnuința este să zacă undeva, cineva se dea de mâncare și când se termină, se termină. Femeia aceasta a găsit ceva nou de făcut. Cine vrea să slujească, găsește metode. Sparge acoperișurile, iese afară din obișnuit. Dar când ai de oameni care spargă acoperișurile și ies afară din obișnuit, trebuie să ai încredere în ăștia, domnule, dacă mă scapă pe jos, nu? Te iau așa și te duc, dacă mă scapă unul pe jos. Dacă efortul lor oare o să mă scape de suferință, o să-mi adauge niște suferință în plus, nu? Cum mă duc, unde mă duc, când o să mă duc înapoi. Este riscant într-un fel. Dar ați văzut că Dumnezeu, Domnul Iisus, a binecuvântat credința acestor oameni și prietenul lor a fost vindecat. Am găsit undeva o listă extraordinar de interesantă și aș vrea să vă citesc pentru că este foarte încurajatoare. Slujirea altora este întotdeauna răsplătită cum nu trebuie de oameni. Nu toată lumea e bucuroasă de slujirea ta și nu te da bătut. Vei descoperi că oamenii sunt iraționali, lipsiți de logică și egoiști. Iubește-i așa cum sunt. Dacă faci binele, vei fi acuzat că ai motive egoiste. Fă-o oricum. Succesul îți va aduce prieteni falși și dușmani adevărați. Caută să fii un om de succes, totuși. Binele pe care îl faci va fi uitat mâine. Fă-l oricum. Cei mai mari oameni cu cele mai mărețe idei vor fi puși la pământ de oameni mici și cu idei mărunte. Curgetă idei mărețe în continuare. Ceea ce ai construit cu greu ani de zile va fi dărâmat peste noapte. Construiește în continuare. Oamenii care au nevoie de ajutor te vor răni când le vei întinde mâna să-i ajuți. Ajută-i oricum. Când dând lumii ceea ce tu ai cel mai bun, vei fi lovit necruțător. Dă totuși ceea ce ai mai bun în tine. Lucrează împotriva curentului. Luptă pentru promovarea binelui. Știți că a urma pe Domnul Iisus Hristos înseamnă a duce o viață de slujire? Cel mai frumos exemplu de slujire este El. Iată ce spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, versetele 4 la 8. Fiecare din voi să se uită nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus.
El, măcar că era chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Acesta este portretul slujitorului adevărat, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Avem însă o problemă majoră atunci când ne apucăm să slujim. Și problema asta este firea noastră pământească. Încercând să facem ceva bun, suferim întotdeauna consecințele acțiunii noastre că a făcut ceva bun. Vedem cum alții de lângă noi nu depun atâta efort ca să facă binele pe care noi îl facem. Domnule, ăsta le iese așa fără să facă niciun pic de transpirație. Începe să comparăm efortul nostru cu lenea lor. Ăștia nu pun osul, nu transpiră, nu fac nimic și uite, domnule, ce bine le merge și ce bine le-a ieșit. Noi transpirăm, noi suntem oameni de sacrificiu, noi ducem greul în zăduful zilei și așa mai departe și se instaurează încet în firea noastră pământească mândrie, ne comparăm cu ceilalți, judecăm pe ăștia care sunt așa de superficiali și le iese fără să facă niciun efort. Se instalează lipsa de dragoste și întotdeauna firea noastră pământească vrea recunoaștere, nu-i așa? Nu-i place să slujească și să nu o vadă nimeni. N-am să spun orașul, dar a venit la mine cineva și a spus, frate, vreau să dau suma asta mare la biserică. Și a spus o sumă care eu am înghețat. La început, când a venit noi în America, s-a auzit pe un pocăit care zice că dă 100 de mii de dolari la biserică, era ceva out of this world. Nu l-am crezut, bineînțeles. Dar zice, fii atent, cu o singură condiție dau banii ăștia la biserică. Care? Să nu care cumva să spui în biserică numele meu și că eu am dat banii ăștia la biserică. Cumpăram o clădire nouă, remodelări, știți dumneavoastră cum trebuie. N-a reușit el chiar 100, dar vreo 70 și ceva a dat. Și a venit acum inaugurarea bisericii și cum trebuia, le-am mulțumit fraților și i-am lăudat și i-am apreciat și m-am ținut de cuvânt. N-am zis nimic de ăsta, că ăsta m-a pus să... Era condiție, domnule, nu dă dacă... Spun. Și n-am spus. A venit foarte furios la mine la terminarea serviciului, zice, mă, de ce n-ai zis și de mine ceva? Păi, nu mi-ai cerut tu să nu zic, să nu spun numele tău? Ce, ba da, dar n-am crezut că ești așa de prost. Wow. Ia, am fost prost că l-am crezut, nu? Trebuia să mă prind, domnule, că el avea nevoie de laude și de aprecieri, nu? Și să nu-l cred fariseismele astea cu care și-a acoperea el marea lui dărnicie. Se spune că boxerul acela, Muhammad Ali, Cassius Clay, că și ăsta s-a rebotezat după ce s-a făcut musulman, nu? Muhammad Ali. Călătorea în avion și a venit stewardesa să spună, domnule Ali, vă rog să vă puneți centura. Și ăsta, plin de el, a spus, doamnă, domnișoară dragă, Superman n-are nevoie de centură. La care fata tot la fel de isteață a spus, dar n-are nevoie Superman nici de avion. Trebuie să zbori așa pe lângă avion acum, dacă tu ești Superman, nu? Unii dintre noi ne credem Superman, nu-i așa? Vreau să vă spun că Domnul Iisus nu s-a deghizat în rob ca să slujească, nu s-a prefăcut că este rob, nu?
El ne-a revelat cum este Dumnezeu însuși, gata să slujească, gata să se sacrifice ca un tată care suferă, care muncește, care moare pentru copiii lui. El nu ne cere să ne deghizăm, să ne facem, să arătăm ca și niște slujitori, nu? Nu ne place, l-am întâlnit pe Luigi Mițoi zilele trecute în Florida și i-am spus, măi, Luigi, tu ți-ai schimbat salutul. Până acum spuneai, întotdeauna când mă întâlnesc cu el, acum îmi spune, omului Dumnezeu. I-am zis, măi, dar ce s-a întâmplat ceva cu tine, că înainte spuneai robul Domnului. Am avansat de la robul Domnului la slujitorul Domnului? Știți că este o diferență colosală între rob și slujitor? Robul este proprietarul stăpânului. El nu are voie să aibă idei și programe altele decât ale stăpânului. Ori slujitorul Domnului, el vine la 8 și pleacă la 4. Nu? El are program. Am trecut de la robi la slujitori. Și Domnul nu și-a luat un costum de slujitor, nu? El a fost modelul slujirii autentice. Știți că slujirea poate îmbrăca niște forme mai deosebite. Slujirea, în primul rând, aș vrea să o menționez, unul din lucrurile care nu prea ne plac nouă, este prin a fi întrerupt. Slujești prin a fi întrerupt. Este slujirea disponibilității. Te faci disponibil. Țin minte că am fost în România odată și stăteam în birou unui păstor. Vorbeam cu el, beam o cafea, așteptam să înceapă serviciu și a bătut cineva așa foarte încet la ușă, timid. S-a deschis ușa așa scârțind și un cap umilit de frate a intrat înăuntru. Și a întrebat dacă poate să vorbească cu pastorul. Spre surprinderea mea, ăsta dintr-o dată s-a încruntat și a spus, ieși afară, n-am audiență astăzi, uite-te pe ușă când am audiență. Bietul m-a închis ușa, a plecat, dăduse nu peste robul Domnului, dăduse pentru slujitorul Domnului care slujea numai într-o anumite ore și dacă nu vii la ora potrivită, el n-ai voie să-l întrerupi. Se spune că într-o zi cineva l-a văzut din oamenii casei albe, l-a văzut pe Lincoln că își face pantofii. Face pantofii, curăță pantofii singur. Șeful de cabinet s-a arătat foarte surprins că președintele statului își lustruiește pantofii. Mirat. Și se spune că Lincoln a spus, dar a cui pantofi crezi că ar trebui să-i curăță? Era întrebarea unuia care voia să slujească, nu? E gata să slujească, dar a cui pantofi crezi că ar trebui să-i lustruiesc, nu? El n-a așteptat să-i lustruiască cineva pantofii. Să fii disponibil, să nu închizi telefonul, să te întrerupă din studiu, din rugăciune, din orice, dar să fii disponibil. Ce-ar fi să aibă Dumnezeu așa un telefon, ești într-o situație disperată, suni și sună ocupat. Nu? Sau zice, dacă vrei vindecare, press 1. Dacă vrei binecuvântare, press 2. Nu? Și tot apeși, tot îți spune press și la urmă pățești ca la guvern, când suni, apeși toate butoanele și ești exit, out și nu mai se închide telefonul, nu mai ai cu cine să vorbești. Dumnezeu nu are un asemenea telefon, El întotdeauna se lasă întrerupt, slujește prin a fi întrerupt de rugăciunile noastre. Ce-ar fi să slujim apoi prin tăcere? Cea mai mare edificare și cea care întărește practic răul din lumea în care noi trăim, îl ridică răul la noi standarde, este că îl exprimăm.
îl folosim. Alin spunea de faptul că un creștin nu înjură, nu? A înjura înseamnă să proliferezi răul, să-l răspândești în lumea în care trăiești. Sunt absolut îngrozit la ora actuală de înjurăturile pe care le promovează televiziunea americană. Până nu de mult mai puneau câte un semnal din ăla sonor că să acopere înjurătura aceea. Acum și pe astea le-au scos afară. Este îngrozitor ce se întâmplă. Slujește comunității tăcând din gură, fără să repeți relele acelea care există. Se spune că Papa Paul al XIII-lea a venit la el un membru al curiei papale și îl bătea mereu la cap cu rezolvarea unor probleme cu care se confrunta Biserica Catolică în perioada aceea. Într-o zi papa s-a săturat de cicăleala lui ăsta, tot timpul venea și spunea: părinte, trebuie făcut aia, trebuie făcut aia, ai auzit ce se întâmplă acolo, în parohia aia altă, în continuu vine cineva să spună ce rele sunt în lume. Și papa, sătul de cicăleala lui ăsta, se spune că într-o zi l-a luat așa după umer și i-a spus: hai să spun ceva. Deci eu am fost exact așa ca tine, până când un înger al Domnului a venit la patul meu într-o noapte și mi-a zis: Johnny Boy, nu te lua chiar așa în serios. Okay? Johnny Boy, nu te lua așa în serios. Avem nevoie oare de un înger al Domnului să vină la noi, nu? Să ne spună că noi nu suntem Mesia? Știți că avem mulți dintre noi niște complexe mesianice? Cineva a spus că gluma sfântă a lui Dumnezeu din ceruri în legătură cu complexul ăsta mesianic pe care noi îl avem este acesta. Fiecare om care a trăit vreodată pe această planetă a suferit de acest complex, cu excepția unuia singur, și acesta a fost Mesia. Okay? Noi toți ceilalți care nu suntem Mesia avem niște complexe așa mesianice. Nu știu, nu vreau să supăr pe nimeni, dar sunt zone în România unde complexele astea mesianice sunt formidabile, foarte mari. Cred că este păcatul ariei geografice respective, complexul mesianic. Oamenii se cred Mesia. Creștinul de succes își folosește darurile, a spus cineva, la maxim. Folosește potențialul la maxim și ajută și pe alții să-și folosească potențialul la maxim. Succesul este mai degrabă o călătorie decât o destinație, spunea cineva. Vă invit în această seară, în această părtășie sfântă a oamenilor care sparg acoperișuri, care duc oameni la Hristos, care văd nevoile comunității din jur și sunt gata să facă orice ca să împlinească acele nevoi. Sunt gata să întindem mâna. Visez la o zi în care noi ca biserică începem să vedem nevoile oamenilor din jurul nostru și să începem să facem ceva. O, le vedem pe ala altora, din alte țări, nu? E plină lumea de mari nevoi. Toată Africa e o nenorocire. India, să nu mai vorbim, nu? Dar oare în jurul nostru nu sunt oameni aflați în nevoi? Nu sunt slăbănoși care trebuie duși la Hristos? Ce-ar fi să ne gândim să facem câte o targă și să-i ducem la Domnul? Și să-i ducem cât mai repede, pentru că au nevoie de Hristos. Vă îndemn să intrăm în părtășia acestor oameni care sunt gata să iasă dincolo de obișnuit, sunt gata să spargă acoperișul dacă trebuie, sunt gata să găsească soluții practice prin care să-i ducă pe oamenii în nevoie la Domnul nostru Iisus Hristos și Domnul să ne ajute pe toți. Amin.